Într-un an în care IA este la mare căutare și la mare purtare, s-a deschis cooperativa meșteșugărească Altița buleniului. S-a întâmplat în cadrul unui proiect realizat de autoritățile locale în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-Profit din Oltenia. Nu găsim o ie la dăbuleni fără acea parte a mânecii pe mânecă bătut așa pe umăr. Se numește Altiță. Este Altița, și deci... de aici am dat denumirea acestei fabricuțe, acestei cooperative, Altiță. Altița dăbuleniului s-a înființat ținând în cont de necesitatea de conservare a patrimoniului, necesitatea de dezvoltare economică. Inițiativa a mers chiar mai departe, până la înființarea unui muzeu al costumelor populare. Acolo avem foarte multe costume naționale, tradiționale. Am încercat să facem, să îmbinăm tot ce a fost din trecut cu o vatră țărănească frumoasă, exact ca la Dăbuleni, cu cuptorul nostru de pâine, cu vatra noastră, cu turla noastră de bucătărie, până la o expoziție de o cameră de lucru din, capar partea muzeului în, în muzeul nostru, unde arătăm copiilor și chiar am făcut șezători în acest muzeu și le-am arătat cum țesau pătrânele noastre, cum cuseau iile, cum torceau lâna. Practic, prin acest muzeu se dorește îmbinarea noului cu vechiul, a prezentului cu trecutul, în așa fel încât tradiția să fie dusă mai departe, în viitor.